Noi imagini cu insula Șerpilor, care se află la 40 de kilometri de România, au fost publicate după ce a fost eliberată insula de soldații ruși. Fotografiile ar fi fost realizate imediat după atacul care a alungat forțele Kremlinului. Imaginele ar fi fost realizate de pe un elicopter rusesc și surprind un alt elicopter care survolează în apropierea țărmului. De asemenea, apar și două platforme maritime de extragere a gazului metan pentru a sublinia ideea că ei nu le-au atacat. Într-o altă imagine apare și un turn prăbușit în mare, chiar pe marginea insulei. Până acum, peste 2600 de așezări ucrainene au fost ocupate de ruși, conform președintelui ucrainean Volodimir Zelensky.